Ei, hey, doar eu am senzația că doamna Laura încearcă să o combine pe Adina cu George. Eu, dacă aș fi în locul doamnei Gica, aș pune piciorul în prag și aș cam lămuri situația încă de pe acum, că pe urmă s-ar putea să devină, să fie de fapt mult prea târziu. Sincer, nu văd nicio relație de viitor între George și Adina. Ar putea să fie ceva, nu știu, o combinație de asta de scurtă durată, până când vor suferi amândoi sau decât unul dintre cei doi, dar nu-i văd clar într-o cosnicie. Dacă stăm să ne aducem aminte de tot ce s-a întâmplat până acum în competiție și de felul cum gândește fiecare. Eu pe George, să știți că mult timp l-am văzut, nu știu, cu o fată gen ca Damaris, Inga, ceva, nu știu, ceva să nu-l domine, nu o fată cu dominatoare, am vrut să spun, nu o fată dominatoare, ci una calmă, liniștită, care să, nu știu, să-l facă un întreg, nu să-l descompună. Iar doamna Laura mai bine și-ar vedea de Andrei și i-ar lăsa pe alții în pace, pentru că oricum tot degeaba.